Dragi prieteni, iată-ne, masă plină, am vremurile bune, să ne pregătim și noi de zilele astea libere pe care să le savurăm din plin, cu ouă umplute, cu salată de băf, da, cu ciuperci umplute, cu maioneză și așa mai departe, cu chifteluțe, cu de toate, cu ce s-o nimeri. E cam așa arată și masa de astăzi. Ia stați un pic să treacă burtiera asta, să vede, într-adevăr, e o coloristică dintr-asta aparte. Arată într-adevăr bine. Avem și reviste franțuzești și românești. Practic sunt în concurență unele cu altele. Iată, de exemplu, franțuzescul Closer. Îl vedem aici cu imagini pe prima pagină. Alexandra Lamy și-a părăsit iubitul. Aia necunoscută la noi această duduie, dar o să vă arăt unele pe care poate că le știm. Aici este Céline Dion, cum arată Céline Dion astăzi. E bine, ca o egretă cu aripile frânte, iată-o, trasă prin inel, așa nu se mai vede aproape nimic din ea, mai mult hainele o țin, ținutele, ca să ne exprimăm cât mai decent cu putință. E, și ajungem la Emily Ratajkowski, nume nepronunțabil în limba franceză. În franceză s-ar pronunța Ratajkowski. Nimeni n-ar înțelege ce e asta, pentru că niciun francez nu poate să pronunțe altfel. Deci toți francezii, 66 de milioane, îi spun Emily Ratajkowski. Și atunci, pentru că ăsta e un nume pe care ei nu îl pot încoată, nici dacă ar face exerciții de dicție, 24 de ore din 24 n-ar putea să-l pronunțe. Așa e în Franța, așa e și în Spania, așa e și în Italia. În general, limbile astea latine nu se împacă cu numele străine de ei. Și atunci, în sudul Franței, aflăm din Closer, îi se spune Ratatouille. Asta pot să spună, bineînțeles. Deci Emily Ratatouille, iată-o făcând selfie-uri, probabil că așa va și muri într-o zi, va cădea de pe o stâncă făcându-și un selfie. Nu e mare frumusețe în poza asta, dar sigur este o femeie pe care, dacă o consultați pe Facebook, cum facem și noi, aproape în fiecare zi, are la câte o poză de tipul ăsta cam 83 de capa. Da, deci este, într-adevăr, nebună lumea după ea. Mai departe, iată ce a mai rămas din Letizia Casta, o frumoasă actriță corsicană, da? Iată-o, un picior, practic, rest mai nimic, n-am mai auzit despre Letizia Casta, la un moment dat cea mai frumoasă femeie din lume, atât a mai rămas, cette jambe-là, iată-o pe covorul de la Cannes, în rest nebăgată de nimeni în seamă, elle a découvert une jambe, c'est tout. Voilà. Mergem mai departe, dacă mai putem arăta ceva. Aici plânge o doamnă, este Nicole Kidman. Nicole Kidman, care sigur arată bine, mai ales când plânge, iată-o, pe scena festivalului de la Cannes, unde știți că a primit un premiu special. O vedeți acolo. Deci Closer, primim rar, totuși, reviste de-astea de bârfă franțuzești, ca să nu arătăm câte ceva. Sigur, ce mai este cunoscut pe la noi, Kate Middleton, nici mai are sens că e veche poză. Iată-o pe Beyoncé cu burta la gură, e puțin spus. Are un burtoi, într-adevăr, mândră de ea, bineînțeles. Iată-o. Este burta marei Beyoncé. Așa, mergem mai departe. Anne-Sophie Lapix este cea care îl înlocuiește în jurnal de 20 ore de France 2 pe David Pujadas după 17 ani de bons et loyaux services. Așa, Anne-Sophie Lapix, a fost mare scandal în Franța când prezentatorul vedetă de la France 2 a fost dat afară, deși lucra la canal public, la principalul post public, a fost dat afară de șefa sa, care a considerat că trebuie întinerit postul, așa cum a făcut și în cazul altor vedete de calibru. Și după 17 ani în care a prezentat jurnalul principal de la France 2, David Pujadas, care era un mediocru, fie vorba între noi, a fost înlocuit de Anne-Sophie Lapix, care vine tot așa din France Télévision, iată, o anonimă aproape, bine, cunoscută în Franța, dar necunoscută peste hotare, nu o jurnalistă de mare valoare, era pe la France 5, avea o emisiune, scandal cât casa, evident, pentru că au intervenit sindicaliștii, toți cei care susțin salariații din sectorul public și așa mai departe. O să ajungem, bineînțeles, la un moment dat și la Madame Macron. Uite ce a mai rămas din Natasha Saint-Pierre, poate că vă spune ceva, era tot așa considerată cea mai frumoasă cântăreață din Quebec, însă copilul ei, grav bolnav, a îndepărtat-o
de muzică. Qu'est-ce que j'en avais à foutre de la carrière de chanteuse après la maladie de mon fils, zice ea la un moment dat. Da, era într-adevăr o frumusețe absolut letală de Natasha Saint-Pierre, dar acum s-a ofilit și ea, având în vedere situația dramatică prin care trecea. Ia să vedem, aici mai mult câini și pisici. E, ajungem, iată-le pe, nu știu cât se va vedea la cameră, pe Uma, pe Elle Fanning, aici Giambattista Vali, asta e creatoarea de modă, Kendall Jenner, în fine, niște dive pe covorul roșu de la Cannes, într-adevăr, tată, da, modă, astea sunt cele care au avut 6 luni la dispoziție ca să-și găsească o rochie, iată cum arată totuși, dincolo de cele luate în bâză, gen Catherine Deneuve și așa mai departe, astea totuși s-au prezentat mai mult decât onorabil. Bun, Sienna Miller, dar nu e o poză care să o scoată foarte mult în evidență. Mai am totuși ceva. Aici, de exemplu, câteva frumoase. Iar o să vedem și pe Eva Herzigova, dacă mai ține cineva minte. Și din ea s-a ales praful și nu e urâțică. O vedem aici jos. Asta e Eva Herzigova. Aici, duduia asta. Iată, bine cunoscută nouă de prin toate reclamele posibile. Și Bella Hadid, pe care am văzut-o goală sub duș, ceva mai devreme, făcea duș în aer liber, asta este bruneta asta, nu putem să arătăm la cameră, că după aia ne sar oamenii în cap, deși, până la urmă, ce-i frumos și emisiunii ar trebui să-i placă. Ok, cam asta ar fi în closer, mai avem niște detalii din Ups, așa se numește, Vanessa Paradis, iată-o. N-are încă 60 de ani, deși calcă pe umele lui Brigitte Bardot la cum arată. Este împreună cu acest Samuel Benchetrit. Iată-l. Și aici Dragoș Pătraru al lor, Cyril Hanouna, ăsta care se pare că va fi destituit după glume homofobe și așa mai departe. Dar aici să știți că am niște poze, într-adevăr, care vor bloca emisiunea, vor bloca și netul, pentru că cei care vor intra să le vadă, până la urmă, ne vor încălzi prea mult rețeaua și nu vom mai putea să emitem. O să vi le arăt imediat. Mai întâi am pregătit... Hei, da, ce poze dulci sunt astea, mâncalea tata. Ci că s-a pus de o idilă între George Clooney și Julia Roberts. Asta în timp ce doamna Amalie, ocupată acasă cu toate focurile de la Aragaz, spune ziarul sau revista, și iată-o pe Julia... Uitați-vă puțin la imaginea asta. Sigur că ea ar trebui mărită de 100 de ori. Uitați-vă totuși ce delicat sunt, bă. Uitați-vă puțin la tot. La dinții, la degețelele, la părul Juliei Roberts și uitați-l pe George Clooney. Nu, asta nu ne interesează, asta e Amal. Acolo, ăștia sunt. Asta este o poză totuși de kinogramă. Și pretind jurnaliștii francezi că e mai mult decât acest zâmbet între ei. Practic s-a terminat cu mariajul Clooney. Iată împreună, da, pe cei de... Cum să-i reziști, bă? Uitați-vă puțin la ea. E gata și Clooney. Asta a fost. Ea era cu... Pur și simplu ochiurile erau ocupate. Nu mai prididea. Amal. Charlotte Casiraghi, cunoscută ca prințesă de Monaco. Da, mergem mai departe, că aveam niște poze iarăși de arătat obligatoriu. Mă merge și asta, Brad Pitt și Angelina, sigur, în priviri diferite, nu mai au nimic în comun. Dar îi putem vedea totuși în 2017 cum mai arată. Iată-i surprinși recent amândoi. Brad și Angelina, n-a mai rămas mare lucru nici din ei. Hai să vedem mai departe un pic. Iată-o și pe Kim Kardashian, asta furată la Paris. Iată în plină stradă, bodyguards după ei. N-arată bine? Nu, avem și poze din spate, dar nu sunt, să numesc poze toxice, totuși. Eva Longoria este cu unul pe care îl cheamă Jose Baston. Iată, pot să vă arăt și poza, e un latino-american dintre ăla. Da, bineînțeles că e miliardar, nenea ăla negru, așa. Eva Longoria lângă el, Jose Baston, așadar, doamna Baston, Eva Longoria, care la un moment dat era cuplată cu baschetbalistul francez Tony Parker. Iată și pe Valérie Trier-Weiler.
fosta iubită a lui Hollande, care a declarat război actualei iubite a fostului șef al statului, Julie Gayet, zisă și Juju. Iată-o, Valérie Trierweiler, fostă jurnalistă, o vedem aia care râde cu gura până la urechi, și de desubt, Juju. Iată-o, asta o filit așa. Asta e Juju, asta este actuala concubină a fostului șef al statului în Franța. Sigur că față de Madame Macron e altă poveste, o să vă arăt imediat și pe Madame Macron. Aici veșnicele cucerire lui Johnny Depp, hai să ne mai lase cu ele. Încă o dată Emily Ratatouille, de aceeași poză, îi dădea unul târcoale. Stați un pic, este cu paharul de vin în mână. Dă-te, bă, încolo. Ia uitați-vă puțin la această imagine, asta de sus aici, asta. Emily Ratatouille și uite ce băiețești, ce băiețași pe lângă ea. Era un pahar în care am văzut că și scruma din când în când, ea bineînțeles că ea nu fumează Ratatouille, și el o însoțea așa, făceau poze. Dați-vă, bă, la el. Pe nenea ăsta îl invidiază toți bărbații din lume. Leonardo DiCaprio, iarăși singur. Că numai o singură femeie, să vă arăt și pe asta. Claire Chazal este superbă pe lângă ea. Singura femeie care a acceptat să-i stea la braț pe covorul roșu de la Cannes, o bunicuță, e singur DiCaprio. Iată, le arată bine. Sigur, femeile doar s-au schimbat. Uitați-vă puțin la hoașca asta de lângă el, singura care a acceptat să stea lângă DiCaprio. DiCaprio în continuare fenomenal. Bineînțeles, uitați, bă, cu cine a ajuns să urce el treptele la Cannes. Vai de mine! Păi cum i-ar fi stalul? Aici e prințul Harry, care a băut și el un pic de whisky. Iată-l. Uitați-vă ce îmbujorat e la față. Ăla arată totuși înfiorător. Absolut înfiorător. Vine îmbujorat puțin tel, așa, a devenit și el băiat mare. Și de data asta își permite. Bun, hai că asta e o poză totuși. A, nu, că nu o cunoaște lumea pe Claudia Romani. Așa. Uite, avem posteriorul lui Kourtney Kardashian. E bun? E bun. Da, bineînțeles, este la fel de celebră ca și sora ei. Iată-o, aceasta este, exact acolo bate lumina, din păcate, așa e televiziunea, întotdeauna n-are noroc. Oricum ai muta-o, după cum vedeți, exact acolo cade lumina. Asta este Kourtney Kardashian, într-adevăr vestită și așa a manetat fundul pentru câteva sute de milioane de dolari. Emily Ratajkowski, aici un pic tristă, bineînțeles, pentru poză cu pălăria de paie aleluia pe care l-ați văzut ceva mai devreme în mână. Iată-o, Emily Ratajkowski, asta în alb, absolut cea mai mediatizată femeie din lume în momentul de față. Am văzut-o și eu într-un serial, într-un episod, că n-a apucat să joace, nu putea să învețe mai mult decât de un episod rolul. Practic în secunda 5 îl dezbrăca pe ăla pe care îl întâlnea. Ăsta era tot scopul. După care se termina apariția ei. Bun, v-am promis cuplul prezidențial. Ia să vedem repede. Am impresia că mi-au scăpat niște pagini. Îi vedem pe prima pagină mai întâi. Ai, s-a șofa l'Elize. Uitați-vă, bă, puțin. Oricum, nu vom comenta această imagine. Un pic mai jos. Un pic mai jos. Așa se apropie. Ăștia sunt Emmanuel Macron și această doamnă, să-i spunem, prima doamnă chiar, formidabil. Așa, mai sunt niște poze, am impresia, la interior, dar nu știu cum le-am săltat, fără să vreau. Da, aici, le-am găsit, sunt uluitoare. Deci zici că sunt de la o mormântare dintr-aia de șef de stat, îl îngropăm în seara asta pe Manuel Noriega, fostul șef din Panama. Iată-o pe doamna Macron. Asta este Emmanuel Macron și Brigitte, privirile rătăcite, momente grele, bineînțeles, pentru administrația prezidențială, nu ca la noi, ai nu știu, nu fac nimic. Acolo, totuși, sigur că tensiunea este palpabilă și din priviri. Ăștia sunt. Acum, totuși, am lăsat cei mai bun și mai frumos la sfârșit, o să vedeți. Vom uita, practic, tot ce am văzut până acum, din fericire. E bine, este vorba de doamna Andreea Raicu.
în Marie Claire, cum n-ați văzut-o niciodată, și cum nici eu n-am văzut-o, bineînțeles, niciodată, e bine, iată-o, să-i acopăr un pic piciorușele, că nu sunt de top, așa, vârfurile picioarelor, uitați-vă, bă, puțin, dacă asta nu e o femeie senzațională. Nu știu dacă o fi machiată sau nu, încă o dată, o dezavantajează faptul că stă în picioarele goale. Femeile înalte n-au degețele frumoase, asta să știe. Atunci trebuie să-i le ascundem un pic, mai ales că nu sunt date cu ojă. Dar uitați-vă totuși la ea. Teribilă, într-adevăr, Andreea Raicu. Nu știu dacă iarăși în Marie Claire vedem toate cuceririle ei. Mai femeie decât atât nu se poate. Da? Extraordinară. Iată și niște imagini de la interior, Dumnezeule. Iată-o pe Raicu, ce emilira tatui. Trați-vă, bă, la ea. Probabil în Grecia undeva, că e mai ieftin, sigur. Imaginii nu sunt făcute în Bora Bora sau în Hawaii, sunt făcute în Grecia. Da, măcar a fost îndepărtată lumea de pe plajă, nu sfârâia mititei. N-are rost să ne mai stricăm seara privind-o în toate... Aoleu, Dumnezeule, cum? 40 de ani, ia uitați-vă puțin aici... Andreea Raicu, de dimineață, o poză făcută de vreme, bă, tată, un pic de talent dacă ar fi avut, a, pe ce? Ce era peste ea, de exemplu, Isabella Gianni? Era și frumoasă, dar avea și un talent. Uitați-vă puțin la, extraordinară. A, pentru toți cei care au cunoscut-o, mai bine decât noi, evident, că noi nu o vedem decât în reviste. Când o vezi pe Andreea Marin, după toate astea, permiteți-mi să o și îndepărtez un pic. Da? Iar avem și pe nenea ăsta, să vi-l arăt foarte puțin, așa că asta nu e o emisiune pentru femei. Gata, s-a terminat asta, dacă vreți, îl duceți și îl cumpărați de la chioșcă, pe noi nu ne interesează mușchii lui nenea ăla. Acum...